Campania educațională Atlas Gripal, totul despre gripă și vaccinare antigripală privind importanța imunizării antigripale în rândul copiilor și adolescenților, continuă și în sezonul 2022-2023. Iar medicii afirmă că vaccinarea anuală împotriva gripei rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție. Alți medici recomandă și vitamina C, tot preventiv. Gripa debutează de obicei brusc, cu febră, frisoane, dureri musculare, durere de cap, lipsa poftei de mâncare și ulterior tuse, nas înfundat, vărsături sau diaree. Complicațiile grave ale gripei pot apărea la orice vârstă, însă unele persoane sunt expuse unui risc mai mare de a dezvolta complicații în gripă. În această categorie de populație, la risc sunt incluși copiii mai mici de 5 ani, precum și persoanele cu boli cronice, indiferent de vârstă, femeile însărcinate și persoanele de peste 65 de ani. Eficiența vaccinului este una cât se poate de bună, fiind estimată între 70 și 90% în funcție de vârsta persoanei pe care o vaccinăm, sunt de părere medicii specialiști. Pe de altă parte, tot medicii specialiști sunt de părere că preventiv, vitamina C luată cel puțin 10 zile în cantitatea recomandată face minuni întărind sistemul imunitar.